Salutare, oameni buni și bine v-am găsit la un episod. Astăzi demontăm mituri, frații mei. Țineți minte că acum câteva săptămâni am fost la prietenii mei de la Vrais România și am văzut cum lucrează oamenii de acolo, cum este totul. Am mers prin birouri, prin bucătării, ne-am plimbat pe acolo, am văzut cam cum stă treaba și a fost destul de tare. Dar la joburi de genul acesta mai există și mituri. Cum că ar fi un job stresant pentru unii să lucrezi în ture la un job ce presupune să apari în fața camerei, să interacționezi cu oamenii, să fii tot timpul machiat, să arăți bine și așa mai departe. Pentru unii oameni reprezintă asta un stres. Și avem filmările și cadrele pe care le avem din ziua în care am mers la birou și astăzi ne vom folosi de acele cadre să vedem dacă cu adevărat este un job stresant. Pentru că eu nu mi-am amintit să mă fi stresat pe acolo și nici oamenii nu prea erau stresați. Dar haide să vedem, oare este un job stresant sau nu? Am pregătit cafeaua și acum ne putem așeza să ne relaxăm. Cu oameni, o parte, după cum ați spus, numai de relaxare, ne-am așezat, avem priveliștea natură frumos, bem cafeaua, colegii care au ceva de mâncare mănâncă, avem acolo și frigider și un aparat pentru gustări, cafeaua, cafea, mergem mai departe. Suntem în zona de relaxare, luăm de aici o gustare, ce avem poftă, ce ne place și mergem să ne relaxăm, să vedem cum se relaxează ceilalți băieți. Facem liniște să nu deranjăm că sunt în pauză și ne așezăm. Foarte confortabil. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Masaj de relaxare. Hai să intrăm puțin să deranjăm. Avem cheia de acces în toată clădirea. Scuzați puțin de deranj. Gata, nu vă mai deranjăm. Mulțumim. Deci chestia asta cu masajul mie mi se pare cea mai tare chestie la locul de muncă. Adică să ai masaj la locul de muncă, să-ți faci programare și să vii la masaj la locul de muncă, mie mi se pare genial. Adică în pauza ta, ce faci în pauza de la muncă? Mă duc la masaj. Mi se pare foarte tare. Chiar e tare. Adică eu nu mai văzut filmul asta până acum. E prima oară când văd. Mi se pare foarte tare. Aici deja auzim muzică la fiecare terasă, sunt foarte multe terase pe aici unde colegii noștri de la Rice ies să se relaxeze, să servească un suc, o cafea, poți să-ți alegi ce terasă vrei tu. Acum nu sunt prea multe persoane pentru că este vremea care este afară și plouă, dar acolo unde este terasa închisă vedem că sunt câteva persoane. Ești ca într-o vacanță, arată foarte bine totul, te relaxezi, iei un loc, o să iau un loc chiar dacă este ud, numai de dragul vlogului, ne așezăm și aici îți bei frumos cafeluța și te relaxezi, asculti muzică, colegii tăi mai stai la o discuție, super tare. Și mai sunt foarte multe terase pe aici, hai să mergem și mai în față, că sunt terase peste tot. Dar v-am spus, acum dacă este vremea care este, stau la terasele interioare. Că de relaxare tot avem unde să ne relaxăm, nu e problemă de relaxare. Mi se pare foarte important să ai anumite locuri speciale, ca în pauza de la muncă, chiar să te simți în pauză, nu să fii ca și cum e o pauză de țigară și ieși așa într-un loc, nu știu, ciudat și stai așa, ascuns, incomod, cum sunt la majoritatea joburilor din România. Mi se pare foarte tare, ieși la o terasă ca și cum ești în timpul tău liber de acasă și ieși cu prietenii tăi. Doar că acolo ești cu colegii de la muncă care, ce credeți, pot fi, evident, prietenii voștri. Ieși la o cafea, bei un suc, stai la o discuție, mi se pare genial să ai locurile astea special amenajate la muncă. Și pe acest hol, ce credeți, ne putem așeza și putem să ne relaxăm, să intrăm pe telefon, dacă vrem. Să verificăm dacă am primit un mesaj, părul nu stă foarte bine. Mai verificăm de când în când, uite, putem verifica și aici. Și aici, iar pufuri de-astea să stăm ca la plajă, ca la film, ca la cinema. Cam atât cu acest videoclip, sper că v-a plăcut foarte mult. Astăzi am reușit să batem mitul că este stresant să lucrezi la Rice. Nu este stresant deloc, adică vedem din spate, deja aud muzică și îmi vine să mă mai opresc puțin înainte să plec acasă să mai beau o cafea, dar prea multe cafele strică. Astăzi am descoperit cât de tare este să lucrezi aici și rămâneți aproape că în săptămânile următoare și în perioada următoare vom mai trece de foarte multe ori pe aici să vedem multe lucruri foarte tare. Rămâneți aproape, v-am pupat, pa!